Băi, Bine, Fiuze. ne-am regăsit, dragi gorjeni, la o nouă întâlnire aici pe Tele3, unde dezbatem, ca de obicei, problemele de actualitate ale Gorjului și, de ce nu, ale țării. De această dată îl avem invitat pentru prima parte pe domnul avocat Nicu Bobo, prim vicepreședintele liberalilor din Municipiul Târgu Jiu. Și o să abordăm o problemă care a ținut prima pagina presei și știrile de prime time din media, nu doar locală, și anume vorbim despre ceea ce se întâmplă cu o parte din salariații Minprest, care, iată, în câteva zile, o parte dintre ei trebuie să plece acasă, deoarece Minprestul, pe anumite sectoare în care colabora cu complexul energetic Oltenia, nu a mai primit comenzi și astfel, nemai având finanțare, o parte dintre oameni trebuie să plece acasă, o problemă spinoasă pentru întreg Gorjul, pentru că un număr de șomeri se contorizează la numărul deja destul de mare din Gorj și mai ales din Municipiul Târgu Jiu. Invitatul nostru, care vom comenta această problemă și încă o problemă de actualitate legată de, să spunem, competiția pentru primăria Târgu Jiu, este în această primă parte domnul prim vicepreședinte Nicu Bobu de la Liberal. Bine ați venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație și țin cu această ocazie să salut pe toți târgujenii și colegii noștri din Gorj. Cum comentați și dumneavoastră, ca și politician, această situație care nu se prevestea, să spunem, a se întâmpla, nu se preconiza, cel puțin la începutul anului 2016? Pare rău, dar trebuie să vă contrazic puțin. Și sub acest aspect, vă rog să aveți în vedere ce spune domnul Peptan, care de vreo 9 zile este în grevă foamei. Faptul că vor fi disponibilizați 4.000 Numai din complex. din complex, ceea ce va duce și la disponibilizări din celelalte societăți care deservesc complexul. Deci, deși nu este o stare de normalitate, este un lucru care se succede. Deci este Da? ca un bulgăre de zăpadă, o Sigur că da. consecință a faptului că nu mai există Cauză și lucrări, efect. da, Da. că ce o, Cauză să este spunem, își managementul restringe prost. activitatea, vă rog. Cauză este managementul prost și la complexul energetic Oltenia, dar mai ales la Minprest. Și ca urmare a acestui management prost, se va alege cu rămânerea pe drumuri a unui număr însemnat de angajați, de muncitori. Discutam și îmi pare rău că trebuie să repet din nou, noi la Gorj singurul angajator este CEO mai mare. Complexul energetic ne duce în spinare foarte multe familii. Că e vorba de angajați la complex direct, la mină, la termo, la. Vedeți, noastră se leagă și la Minpreț și la celelalte societăți care deservesc complexul. Este ca un bumerang. Nu poți să ai o cauză fără să vină și efectul imediat. La Minprest este o poveste mai veche. Acolo angajările s-au făcut pe perioadă determinată. O parte dintre ele, da? Cea mai Dar o mare parte dintre parte, ele. unii dintre angajați au cedat terenuri pentru ca să meargă exploatarea complexului. Sigur că da, dar acele cedări de terenuri aveau ca și consecință obligatorie angajarea unui membru din familie în sistem. Și uitați-vă că în acest moment acel membru de familie angajat la complex întreține toată familia. Acel membru de familie rămânând fără servici, deja rămâne o familie din 2, 3, 4, 5, 7 membri, fără un venit liniar, un venit care să le asigure traiul de zi cu zi.
La Minprest știu că sunt mai multe probleme, de mai multe nereguli. Am văzut presa, nu am informații directe decât ceea ce citesc și eu în presă și văd la televizor. Problemele sunt de natură penală, sunt probleme cu angajări, sunt probleme cu concedierea persoanelor pentru tot felul de scandaluri erotice. Deci eu consider că acolo ar fi trebuit să se ia o măsură mai de mult pentru a se normaliza situația în acea societate. Consider că lucrurile merg rău în această perioadă acolo și dacă nu se va interveni rapid, disponibilizările vor continua. Minprestu este o societate comercială. Rolul managerului unei societăți comerciale este să găsească de lucru să facă contracte noi, chiar dacă el a fost concepută ca deservent al complexului. Nimic și nimeni nu împiedică managerul general al SC Minprest să găsească alte oportunități, alte contracte, pentru ca salariații să nu-și pierdă locul de muncă. Da? Ei, în special, au fost concepuți pentru a face curățenie la benzi, dar pot să facă și altceva. Da? Activități de igienizare. Sigur că da. Deci ei pot să facă orice fel de activ. Fiind o societate comercială, poate să-și extindă obiectul de activitate. Să spunem chiar mici reparații în zona aceasta. Asta se vede interesul. Domeniul energie cărbune. Domnule, ne-am învățat foarte rău. Noi să stăm în umbra unui șef, să nu mișcăm nimic, să venim la servici, să ne luăm banii, să plecăm acasă, dar să ne mulțumim să stăm în aceleași canoane. Noi, liberalii, o gândim sub alt aspect. Noi vrem o schimbare totală, începând cu noi. Uitați-vă că la noi, la liberal, deja s-au trecut prin furcile caudine aproape toți candidații la primărie. Uitați-vă că noi suntem cei care deja ne-am lăsat primarii. Noi aveam candidat la primărie în toate localitățile. Haideți să ne uităm la celelalte partide care nici în acest moment nu sunt gata cu listele. Ce demonstrează asta? Că noi suntem pregătiți să preluăm puterea. Noi suntem pregătiți, avem oamenii necesari, oamenii aleși, vorba românului, pe sprânceană, sau mai concret spus, în urma unor sondaje, am identificat și am ajuns la înțelegere cu cei mai buni oameni care pot să facă față competiției cu Partidul Social Democrat. Pentru problema aceasta, care ar fi soluțiile pe care le propuneți dumneavoastră, pentru că sunteți în organismul de conducere al liberalilor? Iată, sunteți în pragul de alegeri și dumneavoastră aveți și această problemă în față, pentru că orice politician bănuiesc că are în atenție ceea ce îi doare, să spunem, mai tare pe gorgeni. Și anume, un loc de muncă, da, o stabilitate economică și, cum spuneați dumneavoastră, să nu mai plece tinerii peste hotare. Domnilor, eu m-am săturat de oamenii care sunt gică contra vorba românului permanent. Sunt unii care nu fac decât să se contrazică permanent fără niciun fel de temei legal. Noi am promis că vom face locuri de muncă și legea va fi lege pentru fiecare locuitor, indiferent de culoare, de etnie, de ce vreți dumneavoastră. Ceea ce promitem noi că agentul de poliție va trata cu respect și pe țigan, și pe român, și pe italian, și pe japonez, și pe cel cu știință de carte și pe cel fără știință de carte. Cel mai nou exemplu și țin să-l felicit pe domnul agent al poliției de la SADU, care l-a lăsat pe domnul Călinoi în persoană fără permis de conducere. Domnilor, asta înseamnă lege. Legea este lege și pentru cel bogat, și pentru cel sărac, și pentru unul, și pentru altul. Să revin la ideea anterioară. Noi am adus săptămâna asta, noi, în persoana președintelui și candidatului la primărie, domnul Octavian Lupulescu, căruia doresc să-i urez la mulți ani astăzi cu ocazia zilei de naștere a dumnealui. Săptămâna asta au venit doi investitori, unul din Spania și unul din Italia. Și ați pus o hotărâre pe masă, i-am dus, au văzut Târgu Jiu,
au văzut localitățile împrejurate, din împrejur, au văzut locații, au timp de gândire. Italianul a venit pentru două obiective la Târgu Jiu și la Gorj. Unul, vrea să facă un spital de la zero, deci un spital occidental după norme. Ar fi nevoie de o clinică privată și în Târgu Jiu. După norme, după tot ce vrei, exact ca în Spania. Unde, da? Unde credeți că ar putea să localizeze investiția asta? Vom vedea unde ne permite în acest moment PSD-ul. Dacă noi vom ajunge la putere, vom ști unde trebuie făcută. Vă rog. Da? Și doi, același investitor spaniol vrea să facă inclusiv o fabrică de medicamente pe raza Târgu Jiului și a Gorjului. Tot în săptămâna asta a mai venit un investitor italian care vrea să facă o fabrică de materiale de construcții. Este bine cunoscut faptul că la noi, la Gorj, avem un pământ foarte bun pentru materiale de construcții. Care se preta, din cauza asta am și avut fabrică de ciment, fabrică de țiglă, de cărămidă. Să nu uităm fabrica de cărămidă, da. Unirea, cum îi zicea la momentul respectiv. Cu contracte serioase chiar și în afară. Sigur că da, care avea o producție foarte bună și era văzută bine peste tot. Și să spunem că prin contribuția ei s-au clădit majoritatea blocurilor care s-au făcut în anii 70-80. Da, iar acești doi investitori nu sunt și ultimii. Săptămâna asta mai așteptăm să mai vină și alte persoane pentru a privi, pentru a vedea, pentru a-și crea ideea ce înseamnă Târgu Jiu Gorjul, dacă vor putea să investească. Cam câte locuri preconizați că dacă se vor materializa aceste investiții care le-ați spus, cele trei, spital, fabrică de medicamente și fabrică de materiale de construcții, cam la câte locuri de muncă sperați dumneavoastră? Gândiți-vă ce înseamnă un spital, domnule. Cu un spital fără cel puțin 100 de angajați nu se poate. Plus și care construiesc. Vreau să nu uitați că la nivel de Gorj, la nivel de Târgu Jiu, avem două școli pozitive ale. Da, sanitare. Da? Sanitare. Școli care califică oameni care nu vor avea un loc de muncă. E adevărat. Da? De ce să nu calificăm oameni care mâine, poi mâine, deja vor avea de lucru? Acești oameni pot fi angajați și în fabrica de medicamente ca specialiști, inclusiv exact. În spital. În ceea ce privește o fabrică de blocuri ceramice, o fabrică de materiale de construcții, gândiți-vă că și acolo este vorba de câteva sute de persoane. Deci, dacă acești doi investitori ar veni astăzi să pornească în Târgu Jiu, nu știu dacă vor avea toate avizele necesare de la Onor Primăria Târgu Jiu condusă astăzi de PSD, dar vă garantez că în ceea ce ne privește pe noi, vor găsi toată deschiderea pentru a investi. Se pune problema că Tavi Lupulescu nu este un om cunoscut, că Tavi Lupulescu nu este un om care poate să aducă plus valoare la Târgu Jiu, greșit. Dacă veți intra și veți vedea chiar pe pagina dumneavoastră de Facebook, pentru că toată lumea se facebookește între ghilimele, da. În ultima perioadă, veți vedea că acest om are like-uri de la toată lumea din țară. Este foarte bine cunoscut și de miniștri, și de ambasadori, și de omul ăsta le-a asigurat pază și protecție. Se pune problema că vine milițianul să facă, domnule, nu uitați, omul ăsta n-a fost milițian de ăsta care este criticat de toată lumea. Da? Omul ăsta n-a făcut anchete penale, omul ăsta a făcut pază și protecție. A fost în măsură, acolo unde nu s-a respectat legea, să o aplice în litera și spiritul ei. Omul ăsta are relații la multe niveluri. Omul ăsta poate să aducă o valoare, poate să aducă investitori, ceea ce s-a pus problema. Eu mi-aduc aminte de replica domnului Ponta, când vorbea de Olguța, de la Craiova. Lia Olguța Vasilescu, da, primarul Vasilescu, municipiului Craiova. Primarul municipiului Craiova, care zicea, domnilor, Olguța Vasilescu m-a săturat de ea pe la ministere, pe la investitori, peste tot. Fata asta m-a nebunit efectiv. Toată ziua să aducă investitori să facă pentru Craiova. Și pot să spun cu mândrie de oltean, Craiova e altfel. Da? Eu îl văd pe Tavi Lupulescu, acel om de acțiune care nu dă înapoi, care este în stare să se ducă, să-mi aducă investitorul de guler să investească aici. Ceea ce trebuie să vedem noi este ce moștenire avem, dacă avem terenurile necesare, dacă mai există la primărie pentru a putea să dezvoltăm, pentru a putea face parcurile industriale. Vom face inclusiv parteneriate public-private. Vrem să facem
locuri de muncă reale. Ăstea sunt locuri de muncă reale. Noi nu ne lăudăm că vom aduce un mall, noi nu ne lăudăm că vom aduce nu știu ce supermarket pentru a putea ca omul să-și cheltuiască banii la mall sau la hipermarket, trebuie întâi să aibă de unde să ia. Dar sunteți un politician cu experiență și vă întreb, pentru că ați fost totdeauna sincer, din pulsul care l-ați luat discutând cu acești investitori, v-au lăsat impresia că sunt hotărâți să pună umărul la devenirea Gorjului? Oamenii au fost încântați de ce au văzut aici. De peisaj, de terenuri, de tot ce vreți. Le-a spus că sunt și specialiști de sui în toate domeniile. Înțelegeți? Chiar. Ceea ce îi sperie pe acești oameni, birocrația și problemele din primărie. Da? Oamenii ăștia caută să-și investească banii, dar ei sunt grăbiți. Ei nu vor putea să stea două luni să le iese un aviz. Sau poate mai mult. Sau poate mai mult, până când ungi roata picolo și picolo. Oamenii ăștia sunt hotărâți să facă treabă și pentru noi și pentru ei. Niciun privatizat, niciun om de afaceri nu vine să-și investească banii să nu aibă un profit. Numai că diferența între noi și ei este cea a daosului comercial. Și cum veți armoniza, să spunem? Americanul a zis, decât un dolar pe săptămână, mai bine un cent pe zi. Ei știu să-și calculeze costurile de producție și profitul. Da? Ei știu să dea și salarii pentru cei care le merită. Ei cunosc ce înseamnă economie de piață reală. Ei nu vor veni să investească undeva unde va trebui să-și împartă afacerea sau veniturile cu cei... Pe ce domenii mai sperați să aduceți, să spunem, locuri de muncă? Domnul Nicu, pentru mine orice investitor care vine și îmi creează 50-100 de locuri de muncă este binevenit. Spuneați noastră, 50-100 de locuri înseamnă 50-100 de familii cu bani. Că sunt animale producție de lapte, deci se pot face microfabrici de brânzeturi, lactate, prelucrare de fructe. În domeniul ăsta chiar și Târgu Jiu are destule resurse. Pe mine m-ar bucura ca unul dintre târgujieni să fie acel investitor faimos de care avem nevoie. Păi credeți că în Târgu Jiu avem astfel de cetățeni cu resurse să demareze? Se pot face micro-întreprindere pe bani europeni. Da. Da? Că chiar nu trebuie să ai o avere pentru a porni un lucru de genul ăsta. Numai că noi, cei care conducem noi, cei care conduc județul, nu noi, adică eu în acest moment, sper să fiu și eu unul dintre cei care vor conduce destinele acestei urbi, trebuie să creăm facilități pentru omul de afaceri. Nu să-l împovărăm. Nu să-i creăm niște care niciodată nu se le poată îndeplini. Domnilor, haideți să-i lăsăm oamenii să muncească, să le dăm posibilitatea. Haideți să promovăm producția țăranului. Haideți să fim patrioți. Să nu cumpărăm pătrunjelul din China sau... usturoiul din China, mai concret, păi, care vedeam un documentar că 75% din fructele și legumele care le mâncăm noi în România sunt aduse de afară. Și iată, la noi pământul stă pârloagă, necultivat, cu ciulii. Am înțeles că bulgarii ia pământ de la noi, da, ca să pună la ei, pentru că pământul lor este mult mai sărac, da, decât al nostru. Și totuși, pe pământul ăla lor sărac, ei muncesc, produc și vând. Chiar și în România. Și... Domnule președinte, mai avem un minut aproximativ. Regia îmi face semne că deja trebuie să ne pregătim de ieșire din prima parte. V-aș întreba dacă dumneavoastră ca politician puteți să dați vreo speranță oamenilor din minerii și energie, care ar fi aici sâmburile de speranță pe care îl puteți să dea în inima oamenilor acestora, care, iată, sunt destul de, să spunem, de disperați. Foarte greu să dau speranțe. Ca partid, ca politician. Eu personal, foarte greu să dau speranțe, pentru că nu sunt un mare specialist în minerit. Dar cu siguranță ca politician aveți... Speranțele care le dăm noi sunt acelea că în momentul în care noi vom ajunge la conducerea județului, vom privi cu alt ochi. Speranța mea este senatorul Tudor Barbu, care face parte în acest moment din Comisia de Energie. Omul ăsta este interesat. Noi discutăm împreună permanent. Omul ăsta este interesat ca la Gor să nu se termine mineritul și energia.
Haideți să ne uităm în celelalte țări. Unde Polonia, se, unde se, Germania. Unde se investește în domeniul ăsta. Se investește în... Nu se opresc. Sigur că da. Oare grupuri. Atât de patrioți avem conducătorii ăștia noștri care vor să termine tot pentru a importa de la alții? E o întrebare bună pe care eu merită aș vrea să... Da. În iunie, la alegeri, fiecare om să se gândească de două ori până pune ștampilă odată. E o întrebare care trebuie să medităm cu ce vor politicienii. Vom medita cu toții, gorjenii, românii în general, și noi intrăm într-o scurtă pauză publicitară și așteptăm cel de-al doilea invitat.